M-am deplasat săptămâna trecută în zona Anton Pan, la blocul 40 și la blocul 28A, acolo unde sunt mai multe sesizări privind curățenia, în sensul în care sunt cetățeni care preferă să arunce fie de pe geam, fie la întâmplare deșeurile menajere. Am solicitat poliției locale să intensifice controlele în această zonă pentru a fi identificați cei care procedează de această manieră și pentru a fi aspru amendați. De asemenea, cu cei de la 416, joi și vineri, am făcut și o igienizare a acestei zone, inclusiv a pieței din Alea Revoluției, și sperăm ca în perioada imediat următoare să se păstreze această curățenie.